Salutare! Astăzi avem la dezmembrat acest BMW X1 E84. Acest model a fost fabricat între anii 2009 și 2015, iar exemplarul acesta are motorul 2.0 N47 diesel, pe care avem cerere foarte mare. După cum putem observa, interiorul este unul destul de special, pentru că avem un interior roșu de piele, volan în 3 spițe îmbrăcat în piele, o cutie manuală în 6 trepte, iar kilometrajul indică 174.000 de kilometri reali. Pentru început vom demonta partea frontală a acestei mașini, deoarece în cazul unui impact, aceasta este prima care se strică. Partea frontală constă în capotă, bară, faruri, amândouă, aripi, tragăr, radiatoare și ventilatoare. Îl putem vedea pe Ruben și pe Alin cum dau jos roțile. Asta este primul pas în dezmembrarea unei mașini. Pentru a scoate carenajele, BMW folosește un fel de clipsuri care mai întâi trebuie apăsate. În timp ce băieții se grăbesc, haideți să vă plictisesc puțin. Putem observa că BMW folosește cel mai simplu model de suspensie. Acesta se numește MacPherson și folosește un singur braț. Fiecare piesă este notată de către maestrul John. Acesta scrie de pe ce parte vine carenajul. Ne asigurăm că fiecare piesă este într-o stare foarte bună. De asemenea, prinderile să fie întotdeauna complete. Bara se vinde complet echipată. Asta înseamnă că vine bara cu grile, proiectoare și senzori. Nici farurile nu scapă de acest examen. Acum John va demonta farul și vom examina cu atenție prinderile. Putem observa că ele sunt întregi. La fel și sub far. Iar farul vine complet echipat, cu becuri, cu reglaje și cu prinderi. Putem observa aici, în spatele aripii, un mic depozit de pământ. Acesta absorbe apă, ceea ce va cauza rugină. De ce este bine, ca măcar o dată pe an, să desfacem carenajele și să curățăm acel pământ. Ne apropiem cu pași repezi spre demontarea motorului. Putem observa foarte clar că ai mei colegi au demontat deja tot botul mașinii. Stai o leacă, John! Putem observa că diuzele au câte două fire, ceea ce înseamnă că sunt încălzite. Acesta reprezintă un avantaj iarna. Acum este momentul să demontăm capota. După cum putem observa, am mutat botul mașinii afară, ca să-l putem vizualiza mai bine. Avem aici farurile, întăritura, absorbantul de șocuri care vine peste întăritură, avem tragărul, capota, bara și aripile. Toate acestea formează un bot complet la modelul nostru de X1. Având în vedere că mașina are doar 174.000 de kilometri, nu consuma gram de ulei și nu scotea gram de fum, putem observa că turbina are un mic joc. Voi ce credeți? Este normal să aibă acest joc? Lăsați-ne în comentarii răspunsul vostru. Aoleu, mașina mea! Bine, da? Haideți să vă prezint câteva anexe ale acestui motor. În prima fază avem compresorul de freon, care pompează freonul în instalație și acesta îți dă ție răcoare în mașină. Pe urmă avem alternatorul, care generează curent ca motorul să rămână pornit. Acum colegul meu John s-a apucat să demonteze toate ușile. Odată ce va termina, vă voi prezenta toate componentele unei uși. Iar acum colegii mei se vor apuca să demonteze haionul. După ce vor termina, vă voi prezenta toate piesele haionului. Mare atenție când cumpărați compresoare din dezmembrări, deoarece majoritatea dezmembrătorilor nu astupă aceste găuri. Noi, în schimb, le astupăm ca să ne asigurăm că mașina dumneavoastră va da răcoare. Și cel mai important, la montaj, puneți-vă ulei în compresor. O altă anexă extrasă de pe acest motor este alternatorul,
o componentă foarte importantă pe partea electrică a mașinii. Și cum fiecare om are câte un CNP, așa și fiecare piesă are câte un cod original de piesă. Spre exemplu, aici avem codul OM 850-07624. Acest cod ne ajută pe noi să îți identificăm ție piesa defectă. După 2 ore de lucru, colegii mei au reușit să extragă motorul și au demontat aproape toate ușile și să nu uităm de haion, care deja este jos. Acum colegii mei demontează toate anexele de pe motor și urmează să intrăm la interior. Haionul a fost demontat, în principiu avem partea de caroserie, avem stopurile, ștergătorul, modulul de confort, avem mânerul cu care deschidem haionul, avem cele două amortizoare, stopurile, iar cea mai căutată piesă de pe haion este motorașul de la ștergător. Iar acesta are codul OM scris fix aici. Odată ce stopul a fost demontat, el va fi adus la colegii mei de la inventariere. Ei îl vor curăța, îi vor face o poză iar acest stop va intra în gestiunea noastră. Injectorul. Aceasta este piesa care îți poate da mari bătăi de cap în cazul în care se strică sau se înfundă. Un injector defect are ca simptome o bătaie specifică și de regulă, din cauza motorinei proaste, se înfundă aceste mici găurele. Aici avem clapeta de eghere împreună cu răcitorul de gaze. Ce face clapeta de eghere? Recirculă gazele de evacuare cu scopul reducerii emisiilor poluante. Principala cauză a defectării acestuia sunt depunerile mari de carbon. De regulă se pot curăța, dar în majoritatea cazurilor clapeta se defectează din cauza lor. Putem observa că această clapetă nu are depuneri de carbon, deci este o clapetă bună. Iar cea mai mare problemă pe care un răcitor de gaze o dezvoltă este fisurarea conductelor din interiorul acestuia. Astfel gazele de evacuare scapă și mașina pierde putere. Fiecare ușă a fost demontată. Putem să le vedem aici pe toate 4. Și haideți să vă arăt ce se află într-o ușă. În primul rând putem observa că avem fața de ușă care este îmbrăcată într-o piele roșie, foarte fină la atingere. Avem geamul, avem trimurile, butonul care acționează geamul electric. Din buton pleacă comanda către macara. Și acum să vorbim puțin despre mâner. Mânerul acesta putem observa că are o caracteristică specială, adică această lumină care are rolul de paddle light. Adică noaptea când vrei să vezi pe ce calci când mergi spre mașină, acest beculeț se aprinde și îți iluminează calea. Iar ca să deschidem ușa, avem broasca. Aici putem observa cutia de viteze și cutia de transfer. În general, cutia de viteze nu prea se strică, deoarece este manuală. În schimb, la cutia de transfer avem Haldex-ul, partea electronică, care de regulă intră apa acolo și se strică. Cum v-am zis la început, turbina are puțin joc, dar dacă ne uităm aici pe partea de evacuare, este uscat, ceea ce înseamnă că nu consumă gram de ulei. Cea mai des întâlnită problemă la aceste motorizări este pompa de înaltă presiune. Aceasta de regulă începe să facă șpan, iar șpanul se duce pe instalație, înfundă injectoarele și capul motor. Putem observa că această pompă este în stare impecabilă, nu are pic de șpan. Acum colegii mei au ajuns la capitolul în care demontăm ambreiajul. Acum Ruben va scoate placa de presiune de pe volantă să vedem în ce stare este discul de ambreiaj. Putem observa urmele colorate de pe placa de presiune. Aceste urme le găsim și pe volantă, ceea ce înseamnă că ambreiajul a fost supraîncălzit. Având în vedere faptul că această volantă nu are o revenire corespunzătoare, împreună cu semnele de supraîncălzire, am hotărât ca această piesă să o dăm în deșeu. Acum că toate anexele au fost demontate, putem spune că acest motor este gata de vânzare. Tu ce zici? Îl vei cumpăra pentru mașina ta? Ruben! Instalația electrică a unei mașini este destul de complexă, adică uitați-vă și voi câte fire sunt aici. Voi ce credeți? Câte kilograme de fire sunt aici? Acesta este procesul prin care noi dezmembrăm mașinile și în urma căruia ies peste 200 de piese, pe care le veți găsi la noi pe site. Ei sunt colegii mei, împreună formăm echipa Dezmembrarul și sperăm că v-a plăcut acest episod.